Dihorii, 15 milioane de ani. Acum 15 milioane de ani au apărut primele rude ale dihorilor moderni. Dihorii sunt înrudiți cu animale ca herminele, nurcile și nevăstuicile. Ei au devenit niște animale de companie foarte populare, deși adesea controversate. Dihorii sunt carnivori. Ei se hrănesc de obicei cu mamifere mici, cum ar fi oposumi, iepuri, arici și rozătoare. Dihorii au ajuns pe locul 3 al celor mai populare animale de companie, după câinii și pisicile.